Colin, dăm ceva, fiindcă moșul a pregătit ceva pentru voi, a pregătit cadouri pe care eu cred că o să vă placă. Dar de unde vii tu, moșule? Ia spune-ne, ai venit de departe? Ei, vin foarte, foarte de departe. Vin din țara de gheață, acolo unde am un castel de gheață și unde pregătesc tot anul darurile pentru voi. Astăzi le-am pus într-o sămioară și iată că am ajuns aici la voi. Dar singur le-ai pregătit, moșule? Nu, eu am acolo foarte mulți spiriduși care pregătesc, lucrează din greu. Tot anul lucrează să vă pregătească cadourile pentru voi, ca de Crăciun, când se apropie, să ajung pe la voi și să vă aduc darurile. Moșule, eu m-am gândit să te ajut. S-am adus foarte ușoare. E foarte greu, copil. Moșule are pentru fiecare un dar. Am pentru fiecare un dar, dar aici să știți că n-au încăput toate darurile pentru voi. De aceea eu am venit mai devreme când voi ați dormit, am venit și le-am lăsat aici. Uite, în sacea mari, fiindcă sunteți foarte mulți, foarte cuminți și foarte isteți, și atunci aveți meritați cadourile. Moșule, ești obosit, de departe ai venit, dar ia vino să te odihnești un pic. Eu știu că voi ați pregătit un cântec, o colindă pentru moșul. Hai să vă audă moșul, da? Repede, repede, da? Copiii de la grădinița 1, cântăm ceva pentru moșul? Știi la noapte cine vine pe acasă, pe la tine? Cine? Cine? Este moșul Nicolae, pe furii și-ntră în odaie. Vine! Ți-a plăcut cântecelul nostru? Foarte mult mi-a plăcut cântecelul vostru. Dar eu vreau să vă întreb ceva. Mai aveți ceva pregătit sau vă spun eu ceva? Ei, hai să vă audă moșul. Dashing through the snow in a one horse open sleigh. Spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
Foarte multe cântece și poezii și vă bucurați că vine moșul. Mai avem ceva pregătit sau nu? Fiindcă nu credeam că o să vin cu ger și cu zăpadă. Dar nu credeam. Ne bucurăm că ai venit cu zăpadă, nu-i așa? Chiar mă bucur că am reușit să vă aduc puțină zăpadă și puțin ger. Fiindcă așa e de sărbătorile de iarnă. Mai avem ceva pregătit? E, moșule, noi mai avem multe pregătite, dar vezi tu, e frig și ger și așteptăm un cadou și apoi să mergem chiar, la cărbărică. Chiar asta, de asta vă spuneam că am venit cu zăpadă și cu ger. Și ca să nu stăm mult aici, că și lui moșul e frig și trebuie să meargă și pe la alți copii, eu am pregătit aici pentru voi saci cu daruri. Și am să le rog pe doamnele educatoare să vină să ia saci și să fugiți repede în sala de grupă și să le împărțiți. Bine? De acord? Bravo! Nu! Ei, moșule, aici vrem. Ce e în mână e al nostru, așa-i? Ei, atunci hai să mai cântăm ceva. Până împărțim darurile. Moș Crăciun, hai! A sosit și aduce daruri multe la pe ce bine. Hai să mă ajute spiritul și unde?